Anul trecut, când Crucea Roșie a demarat campania Fișii tu Moș Crăciun, sute de copii din școlile giurgiuvene au găsit de cuviință ca din puținul lor să dăruiască și semenilor o bucurie de Crăciun. Pentru că a fost o campanie de succes, reprezentanții Crucii Roșii s-au gândit că trebuie să fie o continuitate, așa că începând cu luna decembrie, giurgiuvenii pot împărți din ce au cu cei nevoiași. Aceste cutii le colectăm în perioada 1-10 decembrie, sunt așteptați la sediul Crucii Roșii pentru aducerea cutiilor, și ne bucurăm să facem cadourile în perioada 10-14 decembrie în județul Giurgiu. Avem un număr de 400 de copii care așteaptă aceste cadouri. În cutiile împachetate cu hârtie pentru cadouri, giurgiuvenii care vor să aducă bucurie de Crăciun copiilor săraci pot pune dulciuri, articole școlare, jucării, produse de igienă personală sau orice cadou de care s-ar bucura un copil nevoiaș.